Haideți să continuăm cu căpușorul iepurașului. Pentru a face acest căpușor, voi face în cercul magic un număr de 6 piciorușe scurte. Vom închide cercul magic. Închidem cu ochi alunecați, iar acum în fiecare ochi corespondent vom face 2 ochiuri. Deci la sfârșitul următorului rând vom avea un număr de 12 piciorușe scurte. Două. Și 12. Acum vom începe să înmulțim. Vom pune firul despărțitor. Și vom lucra. Un picioruș scurt. Urmat de o înmulțire. Un alt picioruș scurt. O mulțire. Vom continua în acest mod până la sfârșitul rândului, unde vom avea un număr de 18 piciorușe scurte. Vom continua următorul rând, lucrând 2 piciorușe scurte, urmate de o mulțire. A doua. Așa, deci am făcut o mulțire. Lucrăm alte 2 piciorușe scurte. O nouă mulțire. Iar la capătul rândului vom avea un număr de 24 de piciorușe scurte. Continuăm
următorul rând prin a lucra trei piciorușe scurte. Urmate de o mulțire, astfel la capătul rândului vom obține un număr de 30 de piciorușe scurte. Ne vom reîntâlni la capătul rândului cu 30 de piciorușe scurte. Am obținut cele 30 de piciorușe scurte, acum vom continua lucrând 4 piciorușe scurte. Iar acum vom face o mulțire. Patru piciorușe scurte. 2, 3, 4. Iar în al cincilea vom înmulți. Astfel, la capătul rândului vom avea un număr de 36 de piciorușe scurte. Noi ne vom reîntâlni la sfârșitul acestui rând. Am lucrat cele 36 de piciorușe scurte. Vom continua prin a lucra 5 piciorușe scurte. 2. 4, 5, iar în al 6-lea vom face o mulțire. Vom continua astfel pe întreg parcursul rândului, iar la capătul rândului vom obține un număr de 42 de piciorușe scurte. 3, 4, 5-lea, 5 și o nouă mulțire. Noi ne vom întâlni la capătul acestui rând. Am ajuns la capătul rândului cu cele 42 de piciorușe scurte. Acum vom face 8 rânduri de câte 42 piciorușe scurte. Și voi începe de aici, din primul, și vom lucra de 8 ori aceste 42 de piciorușe scurte. Noi ne vom reîntâlni după ce vom lucra aceste 8 rânduri. Deci nu uitați, 8 rânduri de câte 42 piciorușe scurte. Am terminat cele 8 rânduri de câte 42 de piciorușe scurte. Acum vom începe să scădem și vom lucra 5 piciorușe scurte. 1, 5. Iar acum vom face o scădere ascunsă. Deci vom lua doar prima parte a celor două ochiuri și vom efectua o scădere.
apoi din nou 5 picioare scurte, o nouă scădere. Vom continua astfel pe întreg parcursul rândului, iar la capătul rândului vom avea un număr de 36 de piciorușe scurte. Noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Am ajuns la capătul rândului după ce am lucrat 5 piciorușe scurte urmate de o scădere și am obținut un număr de 36 piciorușe scurte. Acum vom lucra 4 piciorușe scurte. 1 2 3 4 și vom efectua o nouă scădere. Este un pic greu cu acest tip de croșet, însă vom ajunge și la rezultatul final. Voi continua 4 piciorușe scurte. 1 2 3 4 urmate de o nouă scădere. Vom continua astfel până la sfârșitul rândului, unde vom obține un număr de 30 de piciorușe scurte. Am ajuns la capătul acestui rând, unde am lucrat 4 piciorușe scurte urmate de o scădere. Acum vom lucra 3 piciorușe scurte. 1 2 3 Vom lucra o nouă scădere. Vom continua cu 3 piciorușe scurte. 1 nouă scădere. Vom lucra astfel pe întreg parcursul rândului. La sfârșitul rândului vom avea un număr de 24 de piciorușe scurte. Noi ne vom reîntâlni la capătul acestui rând. Am ajuns la capătul acestui rând după ce am lucrat 3 piciorușe scurte urmate de o scădere. Am obținut un număr de 24 de piciorușe scurte. Acum vom lucra 2 piciorușe scurte. 2 piciorușe scurte și vom face o scădere. Vom continua cu 2 piciorușe scurte. O nouă scădere. Sper că se vede.
să nu reușesc să vând și în laptop și aici, așa, și continuăm astfel pe întreg parcursul rândului. La capătul rândului vom avea un număr de 18 piciorușe scurte. Am ajuns la capătul acestui rând cu 18 piciorușe scurte. Acum vom închide lucrul. Vom scurta firul, închidem lucrul. Vom ascunde firul de desubt un pic. Îl veți lăsa mai lung acest fir pentru că va fi nevoie să coaseți căpușorul de corpul iepurașului. Iar acum vom începe să umplem căpușorul cu melană. Vom umple bine, știți metoda, din mijlocul căpușorului vom împinge către margini pentru a umple bine cum trebuie, să nu rămână goluri, să-i dea un aspect frumos. Deci vom continua cu umplutura. Veți face și dumneavoastră același lucru. Ne vom întâlni când terminăm de umplut acest căpușor. Scuzați că am ieșit un pic din cameră, dar vom umple bine, cu atenție, rămân lângă dumneavoastră, mă gândeam să închid, dar rămân cu dumneavoastră. Felul acesta, este nevoie, voi ține un pic de melană. Închide bine toate golurile. Așa cum vă spuneam și alte dăți, eu pentru a umple, pentru a avea melana necesară, cumpăr perne și apoi conținutul îl folosesc la jucăriile pe care le lucrez, la jucării, la ouăle croșetate pentru care ați văzut tutorial. În felul acesta am umplut căpușorul iepurașului. Vedeți? Am dat o formă frumoasă, apoi el va veni cusut aici. Așa. Acum vom continua cu urechiușele. Pentru a lucra urechiușele iepurașului, eu voi face în cercul magic un număr de 6 piciorușe scurte. Unu, doi, trei,
vakarų. Cinci. Așa, Selea. Acum voi închide cercul magic cu fir alunecat, așa cum știți. În corespondența fiecărui picioruș scurt, vom lucra două piciorușe scurte, deci vom dubla, astfel că la capătul rândului vom avea un număr de 12 piciorușe scurte. Avem 2, 4, 12. Acum vom pune firul despărțitor și vom lucra un picioruș scurt. Iar în următorul vom înmulți, vom face două piciorușe, voi continua un picioruș scurt, o mulțire. Capătul rândului vom avea un număr de 18 piciorușe scurte. Face ultima înmulțire și astfel am obținut un număr de 18 piciorușe scurte. Acum, cu aceste 18 piciorușe scurte, noi vom lucra 10 rânduri. Deci 10 rânduri de câte 18 piciorușe scurte și astfel vom face urechiușa iepurașului. Noi ne vom reîntâlni la sfârșitul acestor 10 rânduri. Deci nu uitați, 10 rânduri de câte 18 piciorușe scurte. Am terminat cele 10 rânduri de câte 18 piciorușe. Acum vom continua în felul următor. Vom închide urechiușa după ce am pus în două lucruri. Vom prinde fiecare ochi de o parte și de cealaltă. Atenție să le prindem pe toate.
noi vom pune urechiușa în două în felul acesta și vom continua să închidem cu piciorușe scurte. Greu reușesc să intru aici, așa cum vă spuneam, la mine este încă întuneric și uitați-vă, deja am obținut urechiușa. Acum voi scurta firul, voi lăsa o parte pentru a putea coase de căpușor și voi închide lucrul în felul acesta. Între timp eu am lucrat și cea de-a doua urechiușă, iar avem pe amândouă. Acum vom lucra piciorușele. Vom pune deoparte și această parte a lucrării și vom începe să lucrăm piciorușele iepurașului. Vom începe cu primul, vom face din nou în cercul magic un număr de 6 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, voi închide cercul magic cu piciorușa alunecat. Iar acum, așa cum știți, cum ne-am obișnuit, vom dubla. În fiecare picioruș scurt vom lucra două. Deci, la sfârșitul rândului, vom avea un număr de 12 piciorușe scurte. 2, 3, 4, 5, 6, și 12. Vom pune firul despărțitor și vom continua lucrând 3 piciorușe scurte. 1, 2, 3, iar acum vom face o mulțire. Continuăm, 3 piciorușe scurte, 1, 2, 3, o nouă mulțire,
cum din nou vom face trei piciorușe scurte. 1, 2, 3. Și ultima mulțire, astfel am obținut un număr de 15 piciorușe scurte. Acum vom continua. Am schimbat firul despărțitor. Vom continua lucrând 6 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 piciorușe scurte, iar acum vom face două scăderi, una după alta. Prima scădere, apoi cea de-a doua, vom face scăderile ascunse, așa cum știți, luăm prima parte a firului, deci și a doua scădere. Și vom continua să lucrăm piciorușe scurte. Vom avea un număr de 5, astfel că vom obține 13 piciorușe scurte la sfârșitul acestui rând. Am lucrat 2, al 3-lea, al 4-lea, iar acum al 5-lea. Următorul rând, vom lucra 5 piciorușe scurte. Scurte. Iar acum vom face o scădere, o singură scădere. Și vom continua cu restul piciorușelor scurte, astfel că la sfârșitul rândului vom obține un număr de 12 piciorușe scurte. 2, 3, 4, 5 și al 6-lea. Așa. Am făcut aceste scăderi pentru a da formă de cizmuliță, de picioruș. Acum cu aceste 12 piciorușe scurte vom merge în sus 9 rânduri, deci vom lucra 9 rânduri de câte 12 piciorușe scurte. Ne reîntâlnim la capătul acestor 9 rânduri. Am lucrat cele 9 rânduri de câte 12 piciorușe. Acum vom lucra în felul următor. Un picioruș scurt, urmat de o scădere. Picioruș scurt, iar aici vom face o scădere.
apoi din nou în piciorul scurt. O scădere. Deci vom face un total de 6 scăderi. În piciorul scurt. O scădere. Piciorul scurt, o scădere, scuzați-mă că m-am exprimat greșit. Vom face un total de 6 scăderi. La sfârșit vom avea un număr de 6 piciorușe scurte. Așa. Acum am ajuns la capătul acestor 6 piciorușe scurte și vom închide lucrul. Eu voi face piciorușe scurte. Așa. Avem acesta. Întorc. Am închis și piciorușul iepurașului. Voi intra de aici și pot face ultimul. Așa. În acest moment vom tăia firul, vom lăsa o porțiune de fir pentru a putea coase firul acesta. Și am lucrat și piciorușul iepurașului. Acum vom continua să ansamblăm ceea ce am lucrat. Între timp eu am făcut și cea de-a doua cizmuliță, cel de-al doilea picioruș. Eu deja am cusut prima urechiușă. Vedeți aici, ridic mai sus. Aici este mijlocul unde am făcut cele 6 piciorușe în cercul magic. Deci este primul rând, al doilea. Pe al treilea rând, aici, vom fixa urechiușa. În felul acesta. Și vom coase. Vom coase pentru a da stabilitate. Încerc să cos în modul în care dumneavoastră puteți vedea ceea ce fac. Ridica mai sus. Prinde practic fiecare ochi și îl voi coase. Astfel voi da stabilitate urechiușei. Lucrare un pic mai delicată pentru că este micuță și este nevoie de un pic de răbdare,
Însă vom ajunge la capăt cu succes. Am cusut pe o parte ochiurile, acum voi trage bine firul, voi fixa, voi ține cu mâna așa urechiușa și voi coase firele de cealaltă parte. Voi intra odată aici în urechiușă și apoi cealaltă, care voi intra în căpușor. Am cusut de o parte și de cealaltă, iar acum voi fixa firul, îl voi ascunde practic. Întotdeauna capetele de fire să le păstrați pentru că vor fi de folos la umplerea jucăriilor. Am tăiat firul și aici. După cum vedeți, urechiușele le-am fixat. Vedeți? Felul acesta. Acum voi pune ochișorii. În felul acesta vom face tot ceea ce avem de făcut la căpușor. Eu folosesc acești ochișori pe care i-am cumpărat din magazin. Voi folosi lichidul lichid, cel pe care îl folosesc întotdeauna, așa cum v-am arătat la începutul acestui tutorial. Și îmi voi fixa bine ochișorii. Întâi voi pune un pic de lipici lichid aici pe ochișor, în felul acesta. Apoi voi coborâ exact pe direcția urechiușii, de la mijloc. Aici este mijlocul, deci al treilea rând, și voi veni în jos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pe al șaselea rând voi fixa ochișorul. În același fel voi fixa și cel de-al doilea ochișor. Voi număra de la acest ochișor, îl face 1, 2, 3, 4, iar pe al cincilea
Goltixa, cel de-al doilea ochișor. Așa mă alunecă un pic, fixez cum trebuie. Uitați-vă. Deci, ochișorii vor veni fixați în direcția urechiușelor. Felul acesta. Voi continua și vom face gurița și măsucul. Pentru aceasta voi folosi firul de macrame roșu. Firul de macrame roșu, așa cum vă spuneam, l-am pus în acul mare, acul pentru cusut lână. Și apoi, cu un rând mai jos de ochișori, deci unde sunt ochișorii, voi număra 1, 2, 1, 2, al treilea, voi merge în diagonală și voi intra aici cu acul. Mă voi întoarce din nou în sus. Voi forma ca un triunghi. Acum, așa cum vă spuneam și în alte tutoriale, eu încă trebuie să mă specializez în această, să spunem, parte de a broda, de a croșeta, face fața. Voi intra în felul acesta, mă voi întoarce întotdeauna aici în ochii de la bază. Facem modul în care să acopăr golurile. Asta este o operațiune un pic mai delicată. Voi încerca să creez acest triunghi care să reprezinte măsucul iepurașului. Unde este nevoie, mai tragem firul, pentru că, așa cum vă spuneam, firul este dublu. În două am pus. Așa. Vom întoarce din nou aici, în mijloc. Voi încerca să acopăr toate aceste goluri dintre fire. În felul acesta, ia uitați-vă că suntem aproape la sfârșit. Odată ajuns și aici, din nou în mijloc, mă voi întoarce în jos, exact pe mijloc,
două rânduri. Doamnele care sunt mult mai experte decât mine, sper că îmi pot scuza anumite erori pe care le fac. Voi intra din nou aici în mijloc, vedeți? Voi face un nou fir. Dar acum voi ascunde firul roșu. Voi intra undeva de sub, să nu se vadă. Și uitați-vă că am făcut și boticul iepurașului. Voi intra din nou pentru a reuși ascunderea acest fir. Așa. Și voi tăia. Acum dumneavoastră aveți acest fir pe care vi l-am arătat la început. Cu el veți coase. Eu, așa cum vă spun întotdeauna, ceea ce fac în scop demonstrativ, îl voi ascunde aici și cu lipiciul lichid voi lipi căpușorul de corpul iepurașului. Voi pune lipiciul lichid de jur împrejur, foarte bine. Felul acesta. Și îl voi pune cu exactitate aici, în centru. Să fixăm modul să fie egal, voi ține apăsat să se lipească. Așa. În timp ce căpușorul iepurașului se lipește, eu am luat cele două piciorușe pe care le-am lucrat și le voi coase între ele. Le voi uni în acest fel. Pentru că va fi nevoie să le fixăm apoi, le vom coase de corpul iepurașului, dar mai întâi le voi uni între ele, le voi coase. După avem nevoie să dăm stabilitate corpușorului, astfel iepurașul va sta așezat pe funduleț. Voi merge un pic în jos de câteva ori, voi coase cât consider că este necesar. După
după cum ați văzut, nici mânuțele și nici piciorușele nu vin umplute cu melană, rămân în acest fel. Deci am făcut câteva cusături, astfel încât să unesc piciorușele între ele. Ascunde firul. Acum voi trece la fixarea piciorușelor de corpul iepurașului. Așa cum ați văzut, am cusut între ele piciorușele. Acum voi pune piciorușele aici, exact pe mijlocul corpușorului, și voi coase. Așa cum vă spuneam, eu ceea ce fac în scop demonstrativ, în felul în care dumneavoastră veți putea vedea modul în care lucrez. Bineînțeles, doamnele care sunt nou începătoare sunt mult mai interesate de a vedea aceste lucruri. Doamnele care lucrează de mai mult timp au foarte multă experiență și cunosc toate tehnicile. Noi suntem, să spunem așa, la început de drum în această artă a amigurumi. Am cusut aici piciorușele, voi ascunde firul bine, voi da oarecare stabilitate acestui fir. Ceea ce urmează să fac acum va fi codița. În momentul în care voi aplica codița, veți vedea că iepurașul va sta singur în picioare, fără a avea nevoie de niciun ajutor. Voi începe cu 6 ochiuri de 6 piciorușe scurte în cercul magic. Thank you.
5, 6, voi intinte Circle Magic, Quercia Rune Card. Acum voi dubla fiecare ochi, deci vom face 12 ochiuri, 12 piciorușe scurte, scuzați, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 și 12. Voi pune firul despărțitor. Și voi lucra un picioruș scurt, urmat de o înmulțire. Un picioruș scurt, o nouă înmulțire. Astfel, la capătul rândului vom obține 18 piciorușe scurte. Deci am obținut un număr de 18 piciorușe scurte. Acum voi schimba firul despărțitor și voi lucra două piciorușe scurte, o mulțire, voi continua în acest fel, iar la capătul rândului voi avea un număr de 24 de piciorușe scurte. Continuăm astfel. Termin la capătul rândului. Am ajuns la capătul rândului cu 24 de piciorușe scurte. Acum voi face două rânduri de câte 24 piciorușe scurte. Două rânduri de 24 de piciorușe scurte care vor forma codița iepurașului. Ne vom întâlni când vom termina aceste două rânduri. Am ajuns la capătul celor două rânduri. Voi tăia firul. Voi închide. Voi ascunde firul de desubt. Voi
poi pune aceste fire înăuntru, chiar și firele care, capetele de fire care ne-au rămas de la lucru, le vom pune aici. În felul acesta vom ține fix coduța, nu punem firul de melană, vom pune aceste capete. Așa, voi pune lipitul de cub de jur împrejur. El acum face greutăți, nu vrea să vină. Apare. Și eu voi lipi coduța. Dumneavoastră o puteți scoase. Așa cum vă spuneam, tot ceea ce fac este foarte mult în scop demonstrativ. Voi la iepurașul nostru, care deja vedeți că are stabilitate, stă în picioare, și vă arăt modul în care voi lipi codița. Această codiță o voi fixa exact aici, unde am pus piciorușele, unde am atașat piciorușele de corp. În felul acesta vom da stabilitate iepurașului și vom ascunde acea parte unde am atașat piciorușele. Deci vor fi incluse două în unul. Doi în unul. Felul acesta voi ține un pic apăsat. Am făcut anume codița un pic mai mare pentru a acoperi acea parte foarte bine. Așa. Uitați-vă, s-a lipit. Iepurașul nostru stă în picioare, iar acum îi voi pune o fondiță galbenă. Nu am aceeași nuanță cu rochița, voi folosi altă culoare, dar va fi mereu culoarea galbenă. Așa, și acest lipit care acum vrea să-și facă de cap. Voi pune aici între urechiușe fondița. Acesta este iepurașul. Acum voi face în modul că puteți vedea amândouă. Uitați-vă cât sunt de frumoșele, chiar dacă nu sunt foarte perfecte. Eu vă rog foarte mult să dați like, să dați comentarii, accept criticile, pentru că știu că încă am multe de învățat, puteți și să mă criticați, însă nu-mi cereți să vorbesc mai tare, pentru că acesta este tonul vocii mele și nu reușesc să vorbesc mai tare, ar trebui să strig. Așa. Și de asemenea, vă rog foarte mult să vă înscrieți pe acest canal. Nu vă costă nimic, nu este nevoie să plătiți nimic. Am nevoie foarte mult de sprijinul dumneavoastră pentru a duce în continuare acest canal de YouTube. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, iar dacă ceea ce am lucrat eu vă place, vă rog să distribuiți, vă rog să dați like, share. Eu sunt Tatiana Andrieș, vă mulțumesc pentru atenție,
Vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră și vă urez o zi bună. La revedere!